Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. NATO solicită Rusiei să-și retragă forțele din stânga Nistrului. Apreciem sprijinul alianței și al statelor membre în consolidarea capacităților de apărare a țării, a menționat președinta Maia Sandu. Am reușit să scăpăm de angajații corupți din CNA. 50 de persoane au plecat din instituție, a declarat Iulian Ruzu, care și-a depus mandatul. Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl vor beneficia de locuințe. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură. Casa Valeriu este primul spațiu dedicat bolnavilor oncologici. Va fi refugiul celor care duc o luptă grea pentru viață. NATO cere Moscovei să-și retragă trupele din stânga Nistrului. Alături de prim-ministrul Dorin Recean, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova. Oficialii au discutat și despre amenințările la adresa securității naționale. NATO and the Republic of Moldova have worked together for 30 years, and in these very challenging times, we are further deepening our partnership. Moscow continues to apply pressure on Moldova, including energy blackmail and disinformation, with the aim of destabilizing our society and undermining your democracy. But Moldova has responded with resolve, condemning Putin's war of aggression against Ukraine and strengthening your resilience and security at home. NATO fully supports Moldova's sovereignty and territorial integrity, and we call on Russia to withdraw its forces from your territory. You can count on our continued assistance. La rândul său, premierul Dorin Recean a mulțumit pentru suportul acordat. Moldova is committed to increase its defense capability. We appreciate very much the support of NATO and member states of NATO. We are consolidating the defense capabilities, and the Russia's aggression in Ukraine triggered an even bigger efforts for us, together with our friends, to develop the resilience of the society, the resilience of the institutions, but also our defense capabilities. We are very willing to participate in international missions, but also in exercises that would consolidate our capabilities and interoperability. Șeful executivului de la Chișinău va avea un dialog cu aliații în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, prezidat de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Dorin Răcean a avut o întrevedere la Bruxelles și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficialii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE, dar și despre asistența macrofinanciară anunțată miercuri, 25 octombrie. Să nu ne lăsăm manipulați de discursul liderilor de la Tiraspol sau din partea politicienilor proruși de la Chișinău sau Moscova. Președinta Maia Sandu spune că mesajul din partea NATO confirmă că țara are prieteni care sprijină integritatea teritorială și suveranitatea. Vedem încă un exemplu când NATO respectă neutralitatea Republicii Moldova, iar Federația Rusă nu respectă neutralitatea Republicii Moldova deja de decenii. Și iată aici vedem discrepanța dintre ce spune Federația Rusă și ce face Federația Rusă. Noi, Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, nu ne-am dat acordul pentru ca Rusia să-și mențină armata. Și ca să nu fie confuzie, există un acord pe așa zisa forță de menținere a păcii, dar nu există niciun acord pe pe staționarea acestui contingent. Ei sunt ilegal aici, încalcă neutralitatea Republicii Moldova. Și în luna iulie, NATO a cerut Federației Ruse în comunicatul summitului aliaților de la Vilnius să-și retragă toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, staționate fără consimțământul Chișinăului în regiunea transnistreană. Serviciul de informații și securitate a decis să blocheze accesul la 22 de portaluri de știri, unele dintre care aparțin celor mai mari canale de televiziune rusești. Potrivit SIS, aceste surse sunt utilizate în războiul informațional contra democrației Republicii Moldova.
purtătoarea de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Republica Moldova a făcut un pas dușmănos deschis față de Rusia. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei cine se face vinovat de relația ostilă între cele două state. Se face vinovat, în primul rând, Rusia și acei care au fost cumpărați de Rusia din Republica Moldova și inclusiv politicieni. Vinovat se face Rusia, deoarece ea ne-a ocupat în 1812, ne-a spălat pe creier până în 1918, ne-a deznaționalizat, ne-a scos și pe Dumnezeu din suflet și din casă și din biserică. După aia am avut numai 22 de ani de repaus, de revenire la normal, deci de revenire la cei ce am fost, la matcă, la mama, țara România, și în 40 iar ne-a ocupat. Eu vreau să vă spun că noi mai puțin trebuie să ascultăm presa și comunicarea rușilor, fiindcă trebuie totuși să conștiințăm și să lăsăm Rusia cu problemele ei, că ea are probleme majore cu războiul ăsta și așa mai departe. Sunt niște agresori. Cei care fac războiul, care poate să mai fie vinovat? Domnul Putin vrea să ieie tot cum a fost cândva la noi. Tot Moldova, Ucraina, Belorusia și tot așa. Rușii cu minciunile lor. Nu vedeți, spun minciuni. Nu numai în privința Moldovei, în genere. Care sunt sursele de unde vă informați? Sursele de care mă informez din presă, de la televizor. Mult din prieteni, cunoștință, așa. Din internet, de pe canale de Telegram, unde sunt adesea publicate informații, știri din Republica Moldova. Я информируюсь очень печально, позакрывали каналы, и поэтому телевизор практически редко смотрим, вот так, вот кто-то что-то сказал. Eu citesc foarte mult, de pe internet, televizor, dar oricum informez opinia mea. Nu zbor după tot ceea ce aud sau după tot ceea ce citesc. Cât de des urmăriți instituțiile media rusești și în ce măsură ele vă pot influența părerea? Eu vreau să vă spun că eu sunt de părere că trebuie să trecem la limba noastră română și să ne informăm anume din sursele noastre autohtone și să terminăm odată cu rusificarea. Deloc nu urmăresc. Numai românești și a noastră moldovenești. Dar eu practic nu le urmăresc. Cât privești părerea, de acum mi se pare că e formată, de acum la vârsta asta. Нет возможности. Где ее? Каналы закрыты, это по смартфону, вот перезваниваюсь. Однокурсник у меня один в Москве, а другой в Перми. Ну и вот эта информация получаю. Другой информации нет возможности. Ну ли суппорт, что ну, мы информируем, сурсы для русевства. Харе и ку систему вертебрал стабил, ачела, пачела носа ли инфлюенцеза. Да, харе сын дифериц, сын туамен дифериц. Sunt și mai conformați, și mai neconformați, mai cultura mai înaltă, cultura mai joasă. Acea cultură înaltă nu o să fie influențată, dar acea cultură joasă, clar că o să fie influențată. Ce părere aveți despre SIS, care a cerut blocarea a 10 de site-uri rusești? Bine au făcut, le-au blocat. Vocea Basarabiei nu o să blocheze niciodată. Foarte bine, foarte bine. Propaganda se duce extraordinar. Rușii lucrează pe toate tărâmurile. Pe mulți cerea. Sunt opinii că se putea de făcut lucrul ăsta și cu 2-3 ani în urmă. Și poate și mai mult chiar. Cât de protejat este spațiul informațional al Republicii Moldova? Destul de neprotejat. Neprotejat și am impresia că foarte puțin responsabili se deranjează. Dar nu știu în ziua de astăzi în ce măsură poți proteja cu atâtea tehnologii și având și războiul hibrid, dar probabil că anumite eforturi trebuie depuse spre a obține anumite rezultate. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a proteja mai mult spațiul informațional al Republicii Moldova? Trebuie de interzis tot absolut
ceea ce este în primul rând minciună, fars, spălare pe creier. Da, n-am nimic contra cetățenilor care trăiesc la noi de limba rusă, dar ei trebuie să învețe limba statului în care trăiesc, din care se hrănesc. Diplomația rusă le-a solicitat autorităților moldovenești deblocarea site-urilor și posturilor de televiziune rusești, calificând decizia de a le închide drept un pas ostil. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, Igor Zaharov, a menționat că autoritățile din Republica Moldova vor continua să protejeze cetățenii de știri false și manipulare. În contextul în care Ucraina se află în război, Republica Moldova este victima agresiunii informaționale din partea Moscovei, iar cunoașterea limbii ruse de către cetățenii noștri este un dezavantaj, fiindcă aceștia au la dispoziție surse care dezinformează și manipulează, a afirmat comentatorul politic Anatol Țăranu. Spre deosebire, de exemplu, de sursele informaționale moldovenești, de exemplu, de televiziune moldovenești, care nici de cum nu pot concura la nivel de finanțare cu televiziunile rusești, de exemplu, acolo pur și simplu milioane de euro, zeci, sute de milioane de euro, pe când a noștri trăiesc din bănuți de-abia ștrag suflare. Și desigur că e foarte greu să reziști aceste concurențe. Și când apare vreo emisiune de divertisment care este foarte copios finanțat, când sunt invitați oaspeți din altă valoare și tot așa și tot așa, și alături de această emisiune sau în chiar în această emisiune se mai bagă niște lucruri care țin de informație politică, ideologică și tot așa, atunci devine absolut clar. Propaganda multă, da. Că propaganda rusă penetrează toate colțișoarele spațiului moldovenesc. Sursele de informare care se ocupă de propagandă trebuie interzise, afirmă Anatol Țăranu. Putem să ne apărăm prin faptul că anumite surse care nemijlocit se ocupă de propagandă, ele trebuie să fie interzise. În așa, și aici nu e vorba de o politică ostilă față de Federația Rusă, chiar dacă în esență este o politică ostilă față de actualul regim din Rusia. Aici este vorba de apărarea intereselor cetățeanului moldovean. Noi interzicem aceste site-uri nu de atât că avem, hai să spunem, neapărat dorim să le creăm rușilor probleme. Noi, în primul rând, suntem preocupați de siguranța cetățenilor noștri. Rămâne la latitudinea fiecărei persoane să se informeze din mai multe surse și să facă diferența între știrile false, manipulatorii și informația veridică, iar blocarea anumitor site-uri pe teritoriul Republicii Moldova nu înseamnă limitarea accesului la informație, ci protejarea cetățeanului să nu fie contaminat de acei care sunt preocupați de difuzarea informațiilor propagandistice, afirmă analistul. Problema e că cetățeanul care neapărat dorește să primească informații din mai multe surse, el întotdeauna poate să facă acest lucru. În Republica Moldova nu este interzis internetul. Accesul la orice sursă este liberă pe net. Problema este că o parte considerabilă a societății nu este preocupată neapărat de diversitatea și multitudinea de opinii în baza căreia își construiește propria înțelegere a situației. Da. Și atunci el devine pradă a acelei surse care este cea mai zgomotoasă. Republica Moldova este țara cea mai expusă și cea mai vulnerabilă din Europa Centrală și de Est la propaganda rusă. Asta arată rezultatele unui studiu realizat de Consiliul pentru Politică Externă, Ukrainian Prism și Centrul de Cercetări Statele Euroasiatice în Tranziție. Potrivit autorilor, majoritatea televiziunilor de top din Republica Moldova retransmite programe rusești, iar o bună parte din presa online favorizează Kremlinul. Parlamentul a acceptat demisia lui Iulian Rusu din funcția de director CNA. Au încetat și mandatele adjuncților Centrului Național Anticorupție. Potrivit proiectului de hotărâre votat de 65 de deputați, odată cu încetarea mandatului directorului CNA, sunt concediați și adjuncții instituției Vadim Cojocaru și Alexander Pânzari. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării, menționează responsabilii Parlamentului. În ultima zi de activitate, Iulian Rusu a ținut un briefing în cadrul căruia a prezentat rezultatele activității instituției pe durata mandatului său. Potrivit lui, în cei aproape 2 ani de mandat, CNA a investigat mai mulți funcționari publici, șef de instituții, președinți de raion, precum și judecători și procurori. În cadrul mandatului exercitat timp de un an și 9 luni,
Centrul Național Anticorupție a reușit să obțină următoarele rezultate. Deci au fost depistate 906 infracțiuni, dintre care 710 legate de corupție și 198 legate de, deci alte categorii de infracțiuni. Cele mai importante, cu siguranță, sunt infracțiuni legate de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, dar și alte infracțiuni precum îmbogățire ilicită și dilapidarea mijloacelor din fonduri externe. Fostul șef de la CNA a menționat că în ultima perioadă instituția a colaborat cu mai multe structuri similare din țările europene. El a adăugat că au fost transmise către autorități 550 de rapoarte de expertiză și 14 rapoarte de analiză strategică. CNA va deține președinția unei rețele importante de autorități care gestionează bunuri infracționale, BAMIN, până în luna mai anul viitor. Am reușit de asemenea să cooperăm intens cu Inițiativa Regională Anticorupție, care în această săptămână și-a desfășurat plenara în Chișinău la sediul CNA. Se bănuiește că disputa dintre Procuratură și CNA ar fi dus la aceea ca Iulian Rusu să-și dea demisia. Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei că este o persoană integră și se va regăsi în altă funcție. E treaba dumnealui și se asigură că el poate să contribuie în altă funcție, deci nu am nicio întrebare la integritatea dânsului. Acum, sperăm că CNA va putea să se demonstreze, repet, mai ales că acum s-au separat apele și nu va mai exista motiv de ceartă între aceste două instituții, au responsabilitățile lor și vrem să vedem rezultate. Alexandru Pânzare a fost numit în funcția de director al Centrului Național Anticorupție pentru un mandat de 5 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 62 de deputați. Candidatura lui pentru funcția de director al CNA a fost propusă de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Alexandru Pânzare activează în cadrul CNA din anul 2016. Anterior, el a ocupat funcția de șef Direcție Generală Teritorială Nord a Centrului Național Anticorupție. Recent, acesta a fost numit în funcția de director adjunct al CNA, însă mandatul său a încetat de drept odată cu încetarea mandatului fostului director Iulian Rusu. Potrivit legislației, directorul CNA este numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Candidatura acestuia trebuie să fie propusă de cel puțin 20 de deputați cu avizul pozitiv al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Compensația pentru perioada rece în acest an va fi de 800 de lei, cu 100 de lei mai mult decât anul trecut și va fi integrată în sistemul de compensații la energie electrică. Potrivit noilor prevederi legislative, ajutorul a fost inclus în programul Ajutor la Contor și va fi acordat sub formă de plată monetară lunară. Odată ce Ministerul a integrat această compensație în sistemul de vulnerabilitate energetică, lucrurile se vor simplifica mult pentru cetățeni. Aceștia nu trebuie să prezinte copii ale documentelor. Datele vor fi colectate de către autorități în baza sistemului de vulnerabilitate. Ne dorim și în acest an să fim alături de familiile mai vulnerabile, gospodăriile cu veniturile mici. În acest an, această plată monetară, această compensație pentru perioada rece a anului va crește la 800 de lei. Anul trecut această prestație avea o valoare de 700 de lei, anul acesta ea va crește la 800 de lei. În mediul rural, cele care vor putea beneficia de compensații sunt gospodăriile cu venituri mai mici, de 3.963 de lei de persoană, iar în mediul urban, familiile cu venituri mai mici, de 4.463 de lei de persoană. O gospodărie se va califica pentru această prestație dacă venitul gospodăriei va fi mai mic de coșul minim de consum. Pentru o persoană din mediul rural, asta ar fi echivalentul cu 3.963 de lei. Pentru o persoană din mediul urban, vorbim de 4.663 de lei. Deci asta este o primă condiție. Persoanele care se înregistrează și sistemul identifică venituri mai mici de acest prag pentru o persoană din acea gospodărie, ele se vor califica pentru această prestație.
Pe 1 noiembrie va fi lansat sistemul ajutor la contor. În medie, procesul de înregistrare nu poate depăși 20 de minute. Toți cetățenii trebuie să se înregistreze în sistem până la 20 noiembrie pentru a beneficia de compensații în noiembrie. Noi estimăm un număr de 255.000 de gospodării. Bugetul pentru perioada rece anul, asta înseamnă noiembrie-decembrie a anului 2023, ianuarie-februarie-martie 2024, bugetul pentru întreaga perioadă pentru această compensație în formă monetară va fi de aproximativ 1 miliard 20 milioane de lei. Energocom a prelungit contractul de achiziție a energiei electrice cu centrala din Stânga Nistrului până la sfârșitul anului viitor. Costul energiei rămâne același, 66 de dolari per megawattoră. Conform graficului agreat de părți, în luna noiembrie, MGRES va livra malului drept al râului Nistru circa 257.000 de MWh, ce constituie peste 90% din necesar, exceptând centralele de termoficare din Chișinău și Bălți și cele din surse regenerabile. În orele de vârf, la necesitate, suplimentar vor fi contractate volume de energie electrică de la producători din Ucraina și România. Anunță Energocom. În lunile de iarnă, odată cu pornirea ceturilor care produc și energie electrică, volumul de energie achiziționat de la MGRES va scădea spre 230-250.000 de MWh, ceea ce, ca pondere, va constitui aproximativ 65% din necesarul malului drept al râului Nistru. Contractul cu MGRES permite consumatorilor din dreapta Nistrului să aibă tarife accesibile în comparație cu alte țări din regiune. Energocom a semnat contractul de livrare a curentului electric din partea stângă a Nistrului la sfârșitul anului trecut, în contextul crizei energetice din toamnă. Atunci, din cauza reducerii volumului de gaze naturale livrate de către Rusia și a distrugerii sistemului energetic ucrainean în urma bombardamentelor, țara a fost nevoită să importe curent electric din România la un preț mai mare. Astfel, întreaga cantitate de gaze naturale de la Gazprom este livrat în regiunea transnistreană, în schimb, centrala asigură cu energie electrică malul drept al Nistrului în proporție de 90% din necesarul de energie. Vocea Basarabiei a întrebat trecătorii întâlniți la întâmplare pe străzile Chișinăului ce părere au despre decizia Energocom de a prelungi contractul cu centrala termoelectrică moldovenească din stânga Nistrului. Ar fi bine să fie mai mic prețul, da? Dacă tot același, nu-i rău. Nu-i rău că așa ne-am descurcat anul trecut. Nu am slov pe acest поводу. De ce? Ну а как вы думаете, наш уровень жизни позволяет платить людям такие коммунальные услуги? Вы считаете, что цена сейчас на электричество все-таки еще высокая? Ну если брать в соотношении электричество, газ и так далее, конечно. Eu cred că dacă e tot așa, nu se schimbă chiar radical, de ce nu? Lasă fie așa, să nu fie mai rău. Părerea e că în redac tot același preț, ar fi bine să mai scadă puțin. Dacă ar fi un pic mai mic, probabil ar fi mai bine și clar lucru, dar dacă rămâne același, înseamnă că nu au posibilitate să ne-l micșoreze. Normal, toată lumea dorește cât mai puțin să plătească, cu atât mai bine. O parte din populație se bucură că rămâne același preț ieftin, dar alții acuză guvernare că astfel noi susținem regimul separatist din Tiraspol. Pentru mine asta ce este mai important? Eu totuși cred că populația noastră din partea asta-altă e mai important. Pentru mine e important să trăim la noi în țară omenește, dar nu să trăim ca dobitoacele. Eu personal cred în guvernarea noastră și cred că o să fie totul bine. Ar fi mai bine ca cu Ciurganul, ca stația să fie a Moldovei, nu a Transnistriei, da. Să fie totalmente cum a fost a Moldovei. Pentru mine e important să fie bine și pentru dânșii și pentru noi. Suntem același popor, suntem toți, avem neamuri și acolo și aici și ar fi mai bine ca să ne împăcăm să fie cum a fost mai înainte. Care ar fi alte soluții pentru a rezolva criza aceasta energetică din Republica Moldova? Soluția ar fi să caute prețurile bune, indiferent de situație politică. Nu noi hotărâm. Hotărăște, noi suntem dependenți din start. Probabil dacă ar lua relații cu alte state, cu alte, desigur, eu s-o cot că ar fi o soluție. Părerea mea că sunt cazuri, trebuie, este posibil, trebuie cătat
Când o fim Europa, cred că sunt mai ușor. Alte cale, cred că este cea mai bună, cea mai reușită, cea mai cu perspectivă, cu nădejde, cred că unirea cu România și să consumăm energie electrică de la stația atomică. Am uitat cum se numește localitatea. Cernăvodă. Cernăvodă, exact. Căutarea acestei soluții de a rezolva problema energetică în Republica Moldova ar putea să apropie cele două maluri ale Nistrului și să contribuie la reunificarea țării? Eu cred că da. Tot timpul se vede, adică chiar și noi între oameni, atunci când ți-e greu, vezi cine îți dă o mână de ajutor. Eu des am fost în Transnistria și vreau să vă spun părerea mea că nu. Rusia ne-a dat niciodată această chestie. Это как бы политика. Я думаю, что тот се резолвы в Украине. В război. Кштига Украина, кштигам же ной, и малу вини ла ной. Тот о сфи бири. Не пря кред. De ce? Pentru că sunt implicate foarte multe țări, deci nu suntem numai noi și partea opusă. De cine încă mai implicat? E geopolitică care se desfășoară în toată lumea. Pe unificarea țării nu o să vedem cu domnul Krasnoselski și cu domnul Putin. Numai trebuie de convins poporul din Transnistria. Poporul din Transnistria, el trebuie să lupte pentru asta. În contextul eforturilor guvernării actuale legate de depășirea crizei energetice din țară, Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, explică de ce Republica Moldova mai este dependentă de resursele energetice din Rusia. Astăzi, condițiile care sunt oferite de către centrala de la Cuciurgan sunt mai favorabile comparativ cu cele existente pe piață. Și a doua dimensiune e vorba despre și factorul politic, umanitar. Totuși, sunt cetățenii noștri care locuiesc pe malul stâng, în Transnistria, în regiunea transnistreană și, respectiv, trebuie statul să asigure și pe ei cu gazele naturale. Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la centrala atomoelectrică Cernobâl vor beneficia de locuințe. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de deputați. Pentru construcția respectivului imobil au fost alocate treptat din bugetul de stat 67 de milioane de lei. Proiectul reglementează modul de transmitere cu titlu gratuit a 80 de apartamente din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, strada Alba Iulia, numărul 91/3, construit în vederea asigurării cu spațiu locativ a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Pentru a beneficia de o locuință, solicitantul va trebui să întrunească cumulativ mai multe cerințe, printre care să fie cetățean al Republicii Moldova, să dețină legitimația de participant la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberată de către organul administrativ militar, să nu dețină în proprietate, atât în țară cât și peste hotare, o locuință, un teren pentru construcții sau o casă. În aceeași ordine de idei vor putea solicita o locuință persoanele care nu au beneficiat de susținere din partea statului, a autorităților administrației publice centrale sau locale, ori prin intermediul proiectelor realizate de stat la procurarea sau construcția locuinței conform legislației. Nu a înstrăinat sau donat o locuință obținută după anul 1986, precum și nu a participat la privatizarea locuințelor, terenurilor pentru construcție, caselor cooperatiste obținute anterior de la stat. Dosarele solicitanților vor fi examinate în termen de maximum 6 luni de către o comisie instituită de guvern, din care vor face parte reprezentanții ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate. Conform datelor statistice prezentate în nota informativă a proiectului, la începutul anului 2020, și 3 din cei peste 3500 de participanți la lichidarea avariei de la Cernobâl erau în viață 1733 de persoane, dintre care 1604 au diferite grade de dizabilitate. Proiectul de lege va fi examinat de Parlament și în lectura a doua. Primul spațiu din Republica Moldova dedicat bolnavilor de cancer și rudelor acestora și-a deschis ușile pentru beneficiari. Timp de 3 luni s-a muncit ca visul Doine Cernavca, director executiv Asociația Obștească Ajută un Om, să prindă contur. Casa Valeriu oferă cazare gratuită persoanelor care vin la investigații sau tratamente oncologice și au nevoie de un spațiu unde să doarmă.
Ideea proiectului vine dintr-o trăire personală a Doinei Cernavca. După aproape 2 ani de luptă cu o boală incurabilă, tatăl ei a plecat la cele veșnice, având 67 de ani. Doina spune că dacă nu ar fi parcurs împreună cu el greul drum, trăind chinul, zbuciumarea și supărarea, Casa Valeriu nu ar fi existat. Nu am stabilit reguli foarte stricte legate de șederea beneficiarilor, pentru că de regulă, ca și timp, cineva poate să aibă nevoie de 3 zile, cineva de o săptămână, cineva de 2 luni. Sperăm tare mult, sinceră să fiu, să nu avem beneficiari. Asta ar fi ideal, pentru că medicina avansează și spre asta se merge. Din păcate, datele statistice ne arată că e nevoie ca oamenii să fie susținuți. Spațiul dispune de 4 dormitoare și 11 paturi, 2 băi, 3 balcoane, o cameră privată de consiliere, zonă de joacă pentru copii și living, o curte mică, o bucătărie echipată complet pentru a putea găti și o cămară cu produse alimentare. Nu oferim asistență medicală, oferim doar asistență socială, în mare parte activități de zi, consiliere psihologică, clubul supraviețuitorilor, pentru că e foarte important oamenii să știe că există un spațiu unde ei pot să vină, pot să vorbească, pot să comunice între ei, să-și schimbe părerile, să plângă, să se bucure că sunt, la fel și pentru membrii familiilor. E foarte important să se știe că există suport psihologic, că există îndrumare. În viitorul apropiat va exista și un acord oficial de colaborare cu Institutul Oncologic. Noi venim să-i ajutăm. Noi suntem societatea civilă și în mare parte, de foarte multe ori, putem să facem mai multe și mai rapid decât pot să facă unele instituții ale statului. Potrivit datelor din Registrul Cancerului, pentru anul 2022, cele mai multe cazuri, peste 7.000, au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Atât pentru astăzi. Sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!